O idee precum cea promovată de consiliera lui Dacian Cioloș și susținută de fostul prim-ministru este inacceptabilă și distructivă, consideră profesorul Dan Voiculescu. Inițial mi-am zis mare ți grădina și am sperat că este doar o gafă, o greșeală de exprimare, ce va fi cât mai repede îndreptată. Însă intervenția de astăzi a domnului Cioloș, care a susținut ideile marxiste ale tinerei sale colege, m-a pus serios pe gânduri. Garantarea proprietății este o valoare fundamentală a democrației, în lipsa ei liberă întate, însă și rămâne doar un concept fără conținut. Declarații de tipul celei asumate de un fost premier și comisar european sunt de o gravitate extremă, spune Voiculescu. În opinia acestuia, o astfel de propagandă, indiferent de la ce partid vine, este profund nedemocratică. Fie că suntem umaniști, liberali sau socialiști, răspunsul la această întrebare ne împarte în democrați și nedemocrați. Sper că atât liderii onești ai societății civile, cât și reprezentanții instituțiilor fundamentale ale democrației, Parlament, Președinție, Guvern, CSM, se vor exprima tranșant referitor la obiectivul renunțării la proprietate girat de Dacian Cioloș. Fără o Reacție rapidă și fermă asemenea idei se vor insinua gradual în dezbaterea publică și își vor construi o legitimitate care ne va delegitima democrația. Anii 40-50 din secolul trecut sunt un precedent din care încă mai avem de învățat. Este renunțarea la proprietate un pas important al omenirii? Da, un uriaș pas înapoi, a adăugat profesorul Voiculescu.